Ne uităm și în această după amiază din nou la Iona capitolul 2 și aș dori să privind de data aceasta dintr-un alt unghi acest pasaj. Ne-am uitat la pocăința lui Iona, la închinarea lui Iona. În această seară aș dori să vă vorbesc despre eficiența disciplinării lui Dumnezeu. Despre eficiența disciplinării lui Dumnezeu. Însă înainte de aceasta să punem într-un fel de privire de ansamblu mai largă experiența lui Iona, motivul pentru care ne putem închina chiar și în mijlocul suferinței, cum s-a putut închina Iona, este datorită faptului că prin Domnul Isus Hristos avem acces la Tatăl, chiar și în mijlocul suferinței. Da? Motivul pentru care în mijlocul disciplinării ne putem pocăi și suntem primiți de Dumnezeu este tot datorită Domnului Isus Hristos. Însă disciplinarea este un har de la Dumnezeu pe care Dumnezeu ni l face datorită Domnului Isus Hristos. Dacă n-ar fi Domnul Isus Hristos, am fi judecați. Am avea parte de dreptatea lui Dumnezeu. Însă Domnul Isus Hristos fiind judecat în locul nostru, noi suntem acceptați, primiți înaintea lui Dumnezeu chiar și când suntem disciplinați. Deci chiar și când provocăm întristare în inima lui Dumnezeu, când îl supărăm pe Dumnezeu, noi toți suntem primiți de Dumnezeu datorită lui Hristos. Hristos a fost judecat în locul nostru. Hristos a fost osândit, condamnat în locul nostru. Da? Motivul pentru care ne putem pocăi, motivul pentru care ne putem închina, motivul pentru care Dumnezeu ne disciplinează, este datorită Domnului Isus Hristos. Altfel, am face parte din categoria aceea de oameni despre care Scriptura spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților mate. Poate să se roage cât vor, poate să caute ce vor, poate să umble une vor, totul fără sens. Este foarte important să înțelegem și să luptăm împotriva acestei tendințe naturale inimilor noastre de a crede că atunci când ni se întâmplă ceva rău sau suntem disciplinați, asta înseamnă că Dumnezeu este furios împotriva noastră, că Dumnezeu se răzbună. Asta este o mentalitate în esență ei păgânească. În, dacă citiți legendele vechi ale grecilor, ale romanilor, ale egiptenilor, această mentalitate este găsită pretutinde. Mi se întâmplă ceva rău, trebuie să apelez la un Dumnezeu oarecare să-l îmbunez da? Să-l liniștesc că mi s-a întâmplat ceva rău. Un creștin, când trece prin suferință sau trece prin necaz, fie că este o disciplinare a lui Dumnezeu, fie că este pur și simplu permisă în providența lui Dumnezeu lucrul acela, dar nu este o disciplinare, lui se întâmplă lucrul acela nu pentru că Dumnezeu să răzbună pe el și Dumnezeu așteaptă să fie îmbunat. Dumnezeu este deja satisfăcut deplin în persoana Domnului Isus Hristos. da. Și însăși disciplinarea este un semn că suntem primiți de Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, foarte, face foarte clar lucrul acesta. Dacă Dumnezeu nu ne-ar disciplina, am fi, într-un limbaj foarte sugestiv acolo, am fi fi născuți din curvie. N-am fi fi legitim al lui Dumnezeu. Da? N-am fi fi lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu ne-ar disciplina. Faptul că ne disciplinează este un semn că suntem copiii lui Dumnezeu. Deci dacă eu merg de nebun în viața asta și fac tot ce îmi trece prin cap și Dumnezeu nu reacționează, și mă potrivesc mai degrabă cu acel portret descris în unii psalmi, cum ar fi psalmul 73. Omul lumii merge bine, nu suferă, copiii lui sunt sănătoși, totul e extraordinar în viața lui. Dacă mă potrivesc mai degrabă cu caracterul acela, atunci nu sunt copilul lui Dumnezeu. Deci este foarte important să înțelegem. Ne-am uitat la închinarea lui Iona, la pocăința lui Iona și acum ne uităm la disciplinarea lui Iona. Toate aceste trei lucruri au semnificație, au sens doar pentru că suntem acceptați de Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Da? Este fundamental să înțelegem acest lucru. Apoi, aș vrea să ne uităm tot introductiv, când ne gândim la această disciplinare a lui Iona, învățăm, învățăm să ne uităm în primul rând la produsul disciplinării, nu la procesul disciplinării. Știți cum e? Când treci prin disciplinare sau ești în necaz, te umpli de amărăciune. Ține caz, te doare, Suferi, îți pui întrebări și așa mai departe. Însă, dacă te uiți la finalul disciplinării, la produsul disciplinării, lucrurile sunt extraordinare. Contrastați, vă rog, dacă... Imaginați-vă puțin, vă, re... vă citesc puțin uh, psalmul ăsta lui Iona, dar puțin ciuntit. Iau numai ce vreau eu din el și imaginați-vă că ăsta ar fi fost în realitate psalmul lui Iona. Ascultați. <coughs> în strâmbtorarea mea am chemat pe Domnul. Atât. Da? Nu spunem și eu, el m-a ascultat. Am chemat pe Domnul. Din mijlocul locuinței morților am strigat. M-a aruncat și în adânc. Râul de apă mă înconjurasele. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit. Papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile mulților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Punct. Cum ar fi el să Bun, am încheiat. Asta mi s-a întâmplat. Aoleu! Iona, aoleu! Nu, este un produs al disciplinării. Este descris procesul, dar este apoi descris produsul disciplinării, da? Și produsul disciplinării, printre altele, este finalul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la miracolul ăsta. Sunt mulți oameni care batjocoresc Cartea Iona și Sfânta Scriptură și pe cei care cred în Dumnezeu Sfintelor Scripturi, pentru că zic cum, Domnule, să stea cineva uh, într-un pește? Ce-o respirată la în pește? Că doar nu a stat în plămânii peștelui. Ce-o respirație ăla în plămânii peștelui acolo? În burta peștelui sau unde a fost în pântecele peștelui? Cum a stat la în pântecele peștelui? Nu știu, Domnule, însuși faptul că a stat acolo trei zile în pântecele peștelui este un miracol. Este un miracol și că, nu știu, sucul gastric din peștele la sau ce-o fi avut peștele la, că nu știu exact ce pește o fi fost, nu l au făcut terci pe Iona, da? Că peștele nu s-o hrăni cu Iona. Este un, un, miracol și faptul că peștele l-a vărsat pe Iona, da? Niciun pește după ce te mănâncă nu te varsă înapoi, da? Decât poate haine sau ce știu eu, dar ce-o fi avut Iona pe el, da? Este un miracol faptul că peștele l-a vărsat pe Iona și n-a vărsat în mijlocul mării undeva, că Iona să trebuiască să nuate sau să-l scape cineva. Deci tot evenimentul este un miracol. Produsul, unul dintre produsele disciplinării, este acest miracol pe care l-a făcut Dumnezeu în viața lui Iona. Un miracol la propriu. Și să nu credem că este imposibil ca noi, după ce am trecut printr-o disciplinare sau printr-o perioadă de corecție, Dumnezeu, să nu credem că este imposibil ca Dumnezeu să facă o lucrare miraculoasă în viețile noastre. Să nu credem că este, este prea greu pentru Dumnezeu. Vă citesc din Evrei, capitolul 12, zice este adevărat că orice pediapsă, deocamdată, adică când e în proces, pare, au zis, pare o pricină de întristare. Și nu de bucurie, Au zis, deocamdată. Dar mai pe urmă, asta este contrastul, deocamdată și mai pe urmă, dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut, au zis, prin școala ei. Acum nu știu dacă noi am fi ales pântecele peștului ca o școală. Te trimit la școală, uite, îți faci doctorat -o în trei zile. Serios, unde? Lasă că vezi Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școală, ei au zis, roada dătătoare de pace a neprihănirii. Roada dătătoare de pace a neprihănirii. Este important să ne uităm la Iona, în primul rând că disciplinarea arată că Iona este în grațiile lui Dumnezeu, că este acceptat de Dumnezeu. În al doilea rând să ne uităm, învățăm de la Iona că trebuie să ne uităm la produsul disciplinării, da? Să nu înțelegem că avem de a face cu o răzbunare a lui Dumnezeu, și că avem de a face cu o transformare pe care Dumnezeu lucrează în viața noastră. O școală dătătoare de pace a Apoi, în al treilea rând, a treia observație, disciplinarea ne arată că Dumnezeu este vrednic de încredere și Dumnezeu nu-și negocează termenii. Vreau să vă întreb un lucru. Nu este așa că atunci când trecem prin disciplinare sau simțim că Dumnezeu ne corectează, am preferat ca Dumnezeu să facă o concesie și să nu ne treacă pe acolo? Și ni se pare la un moment dat că n-ar fi niciun fel de problemă. Dumnezeu, pur și simplu, poate să mă ierte. Datorită Dumnezeu, poate să mă ierte. Însă vreau să vă spun un lucru. Dacă Dumnezeu tot timpul, Dumnezeu oricum tot timpul ne iartă, dar dacă Dumnezeu tot timpul ar anula consecințele, nu am avea încredere în Dumnezeu. Știți de ce? Noi înțelegem din Sfânta Scriptură, din toată Biblia, că Dumnezeu iubește ca să fim sfinți, să fim neprihăniți. Da? Să citesc pe Evrei 12, care este tot despre disciplinare, vrea să ne dea roada dătătoare de pace a neprihănirii. Cum ar fi dacă Dumnezeu la primul scâncet, la primul țipă, Doamne, mă doare, Doamne, nu-mi convine. Aș spune, a, lasă hai că te scot de aici. Prefer să nu mă te ieri de păcat, nu produc neprihănire în viața ta, te scot că știu că te doare. Ce credibilitate ar avea să știți în taina inimilor noastre, în taina inimilor noastre nu l-am apreciat pe Dumnezeu. În taina inimilor noastre am gândit, Dumnezeu își negociază termeni, Dumnezeu își schimbă termeni. Ceva nu e bine aici. Dumnezeu preferă să mă lase în păcat numai ca eu să sufăr. Nu e păcatul e mai grav decât suferința. De ce Dumnezeu preferă să mă lase în păcat și să mă anuleze suferința? În inimile noastre noi am dat credibilitatea lui Dumnezeu, să știți. Disciplinarea ne arată că Dumnezeu este vrednic de încredere pentru că Dumnezeu nu își negociază termenii. De ce? Pentru că nici nu poate să o facă. Dumnezeu nu își poate negocia termenii lui. Termenii pe care Dumnezeu îi stabilește vin din caracterul, natura lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu care este, este perfect suprapusă pe caracterul lui, pe natura lui Dumnezeu, nu schimbă termeni, nu își negociază termenii și asta ne arată disciplinarea. În al patrulea rând, disciplinarea ne arată că Dumnezeu este cel care perseverează, nu omul. Dom'le, sunt unii, știți că este această concepție, dacă ai făcut păcatul cu voia, spun în Scriptura, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Bineînțeles, textul acela este complet scos din context și interpretat așa după ureche, dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Iona a făcut un păcat premeditat? Da sau nu? Spuneți! Da a făcut un păcat complet conștient de ceea ce face. Dom'le, și-a stabilit țintă ce? Vreau să fug de fața lui Dumnezeu. Ce-a fost mai clar decât Da. Dacă a fost vreunul unul în Sfânta Scriptură care a făcut un păcat cu voia și nici măcar nu era, să spunem, în nou legământ unde avem mult mai multe binecuvântări, da? Domne, am făcut un păcat, dacă e vreunul care a făcut un păcat cu voia premeditat, conștient și a perseverat în el aproape până la moarte, a fost Iona. A fost Iona. Totuși felul în care Dumnezeu, de asta e importantă cartea, totuși felul în care Dumnezeu se poartă cu Iona, arată că Dumnezeu este cel care perseverează, nu omul. Dumnezeu este cel care perseverează. Dumnezeu perseverează în viața mea. Dumnezeu are ochii puși pe Iona și Dumnezeu nu lasă pe Iona. Iona vrea să lase pe Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea să lase pe Iona. Ce iasă din ecuația asta? Iona vrea să fugă de Dumnezeu, Dumnezeu nu lasă pe Iona să fugă de Dumnezeu. Ce asta din asta? Dumnezeu spune, îți respect libera voință. Îți respect deciziile, domnule. Dacă asta e decizia ta, dacă tu premeditat, conștient, dacă tu după ce mă cunoști de atâta timp, dacă tu ești profetul meu, dacă tu după ce ți-am dat atâta har, ți-am dat un oficiu extraordinar în Israel, dacă după atâtea binecuntări tu vrei să-mi întorci mie spatele, du-te, domnule. Nici vorbe de așa ceva. Nici vorbe de așa ceva. Dumnezeu, perse disciplinarea este un semn că Dumnezeu este cel care perseverează în viața noastră și că perseverența Lui în viața noastră este siguranța noastră primară. Care e siguranța dumneavoastră? Dacă ar fi să vă gândiți la ziua de mâine. Domnule, eu niciodată n-aș fi capabil să-l părăsesc pe Dumnezeu. Eu niciodată n-aș fi capabil să fac aiona Eu niciodată n-aș fi capabil, mai auzi oameni, n-aș fi, fi în stare să fac așa ceva. Asta crezi tu? Asta crezi tu că n-ai fi în stare? Un om care își înțelege cu adevărat păcatul este un om care și înțelege că siguranța noastră primară este perseverența lui Dumnezeu, nu a noastră. Noi perseverăm pentru că Dumnezeu perseverează în viețile noastre și față de noi. Perseverența mea este un rezultat al perseverenței lui Dumnezeu. Dumnezeu perseverează în ceea ce a început să facă în viața mea și va duce la capăt. Pentru că așa o hotărât el să facă. Și disciplinarea este un semn că Dumnezeu perseverează. Dumnezeu zice, "Mai ai spatele, păcătuiești, ai făcut o faptă uh, cu voia premeditată, eu voi merge după tine. Acum iarăși, mereu și mereu, aproape inevitabil, cuiva îi vine gândul ăsta în cap. Auzi ce o zis asta mă în predică? O zis că eu păcătuiesc cu voia premeditat și Dumnezeu nu mă lasă. Vezi? Asta ne da dat liber la ăștia să trăiască în păcat. Domnule, greșit, total greșit. Eu repet, un copil al lui Dumnezeu care face un păcat premeditat cu voia, nu pierde absolut nimic decât părtășia prezenței cu Dumnezeu, bucuria mântuirii, siguranța mântuirii, poate lucrurile acestea, dar nu pierde relația, în esență relația cu Dumnezeu. Dar mai spun în același timp că Dumnezeu îți face viața un calvar. Și asta nu te poate face să zici, a, să ieși pe ușă și să zici, a, abia aștept să păcătuiesc premeditat ca Dumnezeu să facă viața un calvar. Niciun om normal la cap nu spune asta. Deci nu are cum cu această învățătură să te ducă la păcat. Din potrivă, luni, merge cu joi, vine, sâmbătă sau oricând să s-ar întâmpla sau duminică să s-ar întâmpla o situație extraordinar de gravă. O situație care iasă complet din mâinile tale. Singura siguranță pe care o avea cu privire la tine nu este. Las că o stare. M-am pregătit atâta timp, am ascultat atâtea predici, o să trec prin situația asta. Nici vorbă. Singura ta, singura ta siguranță se află în faptul că Dumnezeu va persevera în viața ta. Deci nu are cum să te ducă la păcat învățătura asta. Sub nicio formă nu are cum să te ducă la păcat. Ci îți dă încredere, siguranță totală în Dumnezeu. Îți dă bucurie în Dumnezeu. Ce bucurie mare să știi? Dom'le, și dacă o iau raza, Dumnezeu vine după mine. Dumnezeu nu o să mă lase. Și din potrivă, când știi ce e în stare Dumnezeu să facă, ca să te scoată din păcat, lucrul acesta te face atent. Lucrul acesta pune frică de Dumnezeu în tine. Dacă Iona a ajuns până la punct, Dumnezeu l-a făcut pe Iona să simtă că a intrat în locuința morților. Dumnezeu l-a trecut prin Iona prin, într-o situație în care aș fost, domne, eu nu mai scap de aici. Și sunt sigur că la un punct Iona a fost deznădăjit. A să ți îți deviu intrat în mormânt, domnule. E ca și cum ar fi băgat cineva într-un cavou, ar fi pus capacul peste mine, toată lumea crede că-s mor și eu zviu aici. Eu zviu, n-am nicio șansă să ies de aici. Gândiți-vă la groaza prin care a trecut Iona. Nimeni nu poate să uite la pasajul ăsta și să spune, a, după ce citim pasajul ăsta, înseamnă că putem să trăim cu vrem noi în păcat. E o prostie asta. E o prostie, e o citire pe dos a numai diavolul îți poate tălmăci pasajul ăsta în felul ăsta. Numai satana poate să strămăcească Biblia în felul acesta ca să tragi concluzia asta. Apoi învățăm un alt principiu foarte, foarte important, ultimul pe care vreau să subliniez așa din introducere. Disciplinarea ne arată înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu arătată față de noi. Foarte important. Și aici vreau să vă să deschid puțin discuția despre harul irezistibil. Uh, Dumnezeu nu l-a obligat pe Iona să se pocăiască. Sunteți de acord cu mine că nu l-a obligat deci nu a forțat Dumnezeu pe Iona să se pocăiască. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Sunt unii care spun, Doamne, Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Voi, nu, Dumnezeu nu forțează. Nu, Dumnezeu nu forțează pe nimeni, dar Dumnezeu constrânge. Este ceva diferit de a forța. Dumnezeu o constrânge. Dumnezeu, ce vreau să spun? Dumnezeu, prin disciplinare, ne arată înțelepciunea lui nespus de felurite. De ce? Pentru că știe să se atingă într-o asemenea măsură și într-un asemenea mod de noi, încât noi, de bună voie, ne întoarcem și ne pocăim. Repet, Dumnezeu are o înțelepciune nespus de felurită și știe în ce măsură și în ce fel să se atingă de noi încât noi de bună voie ne întoarcem la Dumnezeu. Noi de bună voie ne pocăim. Noi de bună voie facem pasul acela de întoarcere la Dumnezeu. Dumnezeu știe să ne moaie inima. Dumnezeu știe să ne moaie inima. Așadar, ceea ce spun este următorul lucru. Și această doctrină care este foarte greșit înțeleasă, a harului irezistibil, nu vrea să spună că Dumnezeu ne forțează sau ne obligă să ne pocăim. Ci vrea să spună că Dumnezeu este atât de înțelept și știe să ne atingă într-un asemenea mod încât să ne facă, să ne mai într-un asemenea mod încât să ne facă să ne întoarcem la Dumnezeu. Să venim la Dumnezeu de bunăvoie. De bunăvoie. Dumnezeu știe să, să întoarcă cursul inimii noastre înspre El. Cum se roagă psalmiștii unii profeți, întoarce-ne spre tine și ne vom întoarce. Da? Întoarce-ne spre tine și ne vom întoarce Și în această aș vrea să ne uităm acum în a doua parte acestui mesaj Foarte pe scurt La ce a produs disciplina în viața lui Iona De ce disciplina lui Dumnezeu este eficientă Ce a produs la propriu disciplina în viața lui Iona Și ne uităm peste tot acest pasaj Și vom vedea câteva aspecte În primul rând Disciplina lui Dumnezeu Disciplinarea lui Dumnezeu în viața lui Iona A restabilit obiceiul rugăciunii Și asta face Dumnezeu și cu noi Vedeți că Iona are un apetit foarte slab la rugăciune, în tot pasajul, da? în capitolul 1. Nu reușește Iona să se roage. Vi se întâmplă să nu aveți timp de rugăciune? Ce se întâmplă? N-avem timp, nu? Greșit, nu ne facem timp de rugăciune. Timp avem berechet. <coughs> Vi se întâmplă? Nici Iona nu a avut timp. La un moment dat trebuia să doarmă. La un moment dat erau preocupați cu călătoria. Avea unele preocupări. Iona nu avea timp de rugăciune, da? Cârmaciu, păgânul ăla, îl trezește, îl face de rușine. Băi, treci la rugăciune, cheamă pe Dumnezeu tău sub nicio formă, da? Foarte interesant. În doar trei zile se deschide apetitul pentru rugăciune. Toa ce apetit! a ce apetit are! Nu ajungem la un moment dat să ne simțim rece în rugăciune. Nu ne putem să ne rugăm, nu știm ce să spunem, ne simțim așa străin de Dumnezeu. Va! Dumnezeu te poate, Dumnezeu îți poate da un apetit fantastic pentru rugăciune. Nu știu dacă o să-ți placă modul în care o să-ți dea Dumnezeu apetitul, dar o să-l dea. Dumnezeu o să-l dea. Te aduce la Dumnezeu, Dumnezeu în situații în care îți produce acest apetit pentru rugăciune. Și vedeți, toate necazurile pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră, fie că disciplinare, fie că nu sunt disciplinare, dar sunt lăsate în providența Lui, sunt lăsate ca să ne ajute să înțelegem dependența noastră totală de Dumnezeu. Dependența totală de Dumnezeu. Depinde Dumnezeu tot timpul. Și rugăciunea, de fapt, este exprimarea faptului că înțeleg acest lucru. Doamne, înțeleg că sunt dependent de tine. Dumnezeu îl aduce pe Iona în situația asta ca să, să știți că eu cred că dacă Dumnezeu l-ar fi omorât pe Iona, el n-ar fi avut probleme. Și vedeți, Iona spunea, aruncați-mă peste bord. mai nu, nu s-a gândit, gândi că nu o să moară. Iona nu s-a gândit că o să le înghită un pește și o să stea acolo trei zile. Sub nicio formă nu s-a gândit la asta. Eu mor, am încheiat-o. Și vedeți la Iona o ia iar razna spre finalul cărții, iar o ia razna și spune, spune, da, prefer, da, să mor. Plin de nervi, spune, să mor. Bine faci tu câte bine. Da, bine fac, mă mâni până la moarte. Da, Iona nu avea problemă în special cu moartea. Dumnezeu nu-l omoară pe Iona. Nu spune, am altă treabă cu tine. Nu te omor așa nepocăit. Da? Dumnezeu îi deschide apetitul rugăciunii când înțelege Iona în pântecele pești. Dom'le, am ajuns într-o asemenea situație numai și numai Dumnezeu mă poate scoate de aici. Numai, și Dumnezeu mă poate, numai Dumnezeu și numai Dumnezeu mă poate scoate de aici. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu lasă tot felul de situații în viața noastră. Uităm foarte repede dependența de Dumnezeu. Și ne dăm seama că uităm dependența de Dumnezeu în frecvența rugăciunilor noastre, în sinceritatea rugăciunilor noastre, în obiceiul rugăciunilor noastre. Dacă eu pot să trăiesc cu... Nu mai pot să trăiesc fără să mă rog. Păi pentru ce să mă rog? Prieteni, oricând se poate întâmpla ceva. Ești la risc la fiecare fracțiune de secundă, fiecare dintre noi suntem la risc. Mie mi s-ar putea, dumneavoastră mi s-ar putea, putea întâmpla ceva chiar în secunda asta, care nu este în controlul nostru. Noi oricând suntem la risc, tot timpul, numai că nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Noi oricum suntem dependenți de Dumnezeu în fiecare fracțiune de secundă, numai că nu ne dăm seama de lucrul acesta. Și uneori Dumnezeu produce anumite lucruri în viața noastră ca să înțelegem dependența de El. Și când am înțeles dependența de El, unul dintre primele lucruri care se întâmplă este că începem să ne rugăm. Doamne, dependent de tine. De, îmi dau seama că nu m-am gândit niciodată că în lucrul ăsta banal sunt dependent de tine. Vi se pare un lucru normal să puteți mânca cu gurile dumneavoastră? Da, până te bagă cineva pe un pat de spital și te hrănește cu perfuziile. Da, vi se pare normal până atunci. Vi se pare normal că putem merge la baie? Vi se pare normal că putem umbla? Vi se pare normal că putem folosi fiecare mădular pe care ne l-a dat Dumnezeu într-un trup? dar ne se pare într-un fel normal. Dar într-un alt fel nu este normal. Este o lucrare a lui Dumnezeu, susținerea lui Dumnezeu, prin el să țin toate lucrurile, în el avem viața, ființa și mișcarea. Este un învățător pe care o vedem în cartea Iona, e extraordinar. Viermii sunt la porunca lui Dumnezeu, peștii sunt la porunca lui Dumnezeu, furtunile sunt la porunca lui Dumnezeu, totul este la porunca lui Dumnezeu. Planta aia care a crescut deasupra capului lui a fost la porunca lui Dumnezeu, totul este ținut în mâinile lui Dumnezeu. Unii oameni au alergie la doctrina asta. Pentru că la propriu, dacă lucrurile sunt așa cum ne arată Biblia, înseamnă că în fiecare secundă ar trebui să aduci mulțumirile lui Dumnezeu pentru ceva. Ar trebui să fie un rug subteran al sufletului care curge tot timpul către Dumnezeu. Deci, slavă lui Dumnezeu și pentru asta, slavă lui Dumnezeu și pentru asta, slavă lui Dumnezeu și pentru asta. Deci, m-am amărât că mi s-a stricat mașina, dar mi-a zis nevastă, mi -a o vorbă tare înțeleaptă, călăuzită de Duhul Sfânt. Zice, dacă ni se strica prin Austria, se strica undeva pe autostradă, acolo veselie, vineau băieții, Că au și ei nevoie de bani, trebuie să trăiască și ei. Și știți cum? Cu lopata trebuia să le încarc. Bani mă refer, da? s-a stricat aici, la 2 metri. Cât i-am dat drumul la vale, am dus-o la service. Mare lucru. Deseori trecem cu vederea, deseori trecem cu vederea această dependență totală pe care o avem de Dumnezeu. Și repet, când ajungem să o înțelegem, în noi se restabilește rugăciunea. Al doilea lucru pe care o face disciplinarea în viața lui Iona este să-l facă un închinător pasionat de Dumnezeu. Eu așa mi-l imaginați pe Iona. Eu mi-l imaginez pe Iona un tip foarte bosunflat și frustrat. Așa din modul în care el comunică cu Dumnezeu foarte frustrat. Foarte recalcitrant, așa, foarte, foarte nervos. Așa-l văd eu pe Iona. Dacă citiți psalmul lui Iona, sub nicio formă nu mai puteți să vi-l imaginați pe Iona în felul ăsta. Dacă uitați la modul în care Iona nu face o rugăciune aici, Iona la propriu se închine lui Dumnezeu. Noi folosim deseori expresia asta: Hai, fă o rugăciune la masă sau fă o rugăciune. Închinarea nu este să faci o rugăciune. Închinarea este ceva ce iasă din Sufletul tău și se duce către Dumnezeu, este ceva real, este ceva ce reprezintă starea Sufletului tău, este ceva ce să varță din tine. Nu faci o rugăciune. Iona nu doar face o rugăciune, Iona se închină lui Dumnezeu ca un închinător pasionat de Dumnezeu și bucuros, ca un închinător care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu, se încrede lui Dumnezeu, un închinător care are speranță lui Dumnezeu, un închinător care proclamă puterea lui Dumnezeu, care proclamă mântuirea lui Dumnezeu, unicitatea lui Dumnezeu, falsitatea tuturor ridurilor, îndurarea lui Dumnezeu, un om care lasă să izbucnească din el tângirea în afară, tângirea în afară. Cum a ajuns Iona în felul ăsta? Cum i a venit lui Iono, Duhul de închinare? După disciplinare. După disciplinare. Nu doar că Dumnezeu restabilește obiceiul rugăciunii, ci Dumnezeu îl face un închinător și Dumnezeu asta face și cu noi, ne face închinători pasionați de el. În al treilea rând, Dumnezeu îi arată grozăvia vieții fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Dacă vreți vreodată să vă întoarceți și să înțelegeți cum e viața fără Dumnezeu, ar trebui să vă întoarceți la Iona capitolul 2. Auziți cum e viața fără Dumnezeu? Strâmtorare, mijlocul locuințelor morții, adânc, în inima mării, râurile de apă mă înconjuraseră, varurile și toate talazurile tale au trecut peste mine, sunt lepădat dinaintea ta, asta e viața fără Dumnezeu. Asta e viața fără Dumnezeu. Asta e viața uh, uh, de peste care și a Dumnezeu mâna lui binecuvântată. Tot ce descrie Iona în versetele acestea este o viață fără Dumnezeu. Și-a imaginat Iona că viața fără Dumnezeu e așa? Nu! Eu n-aș imagina viața fără Dumnezeu să duce la tar și probabil stă pe malul mării și să gândește cum mor niniveni acolo loviți de mânia lui Dumnezeu. Nu e viață fără Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu este o viață grozavă. Viața fără Dumnezeu este o viață extremă, este o viață de nefericire. Asta e viața fără Dumnezeu. Că Dumnezeu, în ciuda faptului că noi păcătuim Dumnezeu, ne lasă anumite binecuvântări, asta nu înseamnă că le avem fără Dumnezeu. Viața fără Dumnezeu este extremă. Ce este iadul? Ce este iadul? Asta este iadul. Este o îndepărtare a lui Dumnezeu. Tot ce este binecuvântare a lui Dumnezeu, tot ce este har, milă și îndurare a lui Dumnezeu, e retras complet. Complet. Asta este iadul. Nu vă gândiți, nu mergeți să vă gândiți că ce înseamnă, dacă e simbolic, dacă e metaforic, focul care nu se stinge, vermele care roade veșnic, nici să nu vă mai gândiți la ea. Esența iadului este o viață fără Dumnezeu. O viață singură fără Dumnezeu și este teribilă. Este teribilă. Este teribilă. Este teribilă. Și asta îl face Dumnezeu să înțeleagă pe omul acesta când trece prin disciplinare Și acesta este un lucru important să învățăm Ceea ce ne imaginăm noi că e în păcat sau fără Dumnezeu este complet diferit de ceea ce e în realitate Noi imaginăm, asta este esența, păcatul este prostia supremă Păcatul este prostia supremă Eu fac un lucru greșit și zic, domn, fac lucrul ăsta pentru că e mai bine să-l fac așa, o să-mi fie mai bine dar niciodată nu mă gândesc ce e în realitate. Păcatul este pur și simplu separarea de Dumnezeu. Separarea de Dumnezeu înseamnă nenorocire. Asta înseamnă separarea de Dumnezeu. Dumnezeu nu se separă niciodată de plin de noi. Că dacă s-ar separa de plin de noi, am plonjat direct în iad. Asta ar fi rezultatul imediat. Iona nu înțelege lucrul acesta. Și de multe ori nu înțelegem nici noi. Și de multe ori prin păcat fugim și noi de Dumnezeu. Și ne imaginăm viața fără Dumnezeu într-un anume privință sau într-un anume domeniu al vieților noastre. Dumnezeu nu are ce Dumnezeu ce să spună în domeniul ăsta. O, Dumnezeu te lasă. Uneori te lasă Dumnezeu și se retrage cu binecuvântarea lui de acolo. Și îți dai seama, domnule, ce mi-am imaginat eu că o să fie, e cu totul altceva de ce s-a întâmplat în realitate. Oamenii ar dori să nu funcționeze legea asta pe care a stabilit-o Dumnezeu în Univers. Păcătuiești, Dumnezeu se retrage într-o anumită măsură. Și nu vine binecuvântare de acolo, nu vine plăcere de acolo, nu vine bucurie. Oamenilor le-ar fi plăcut să nu existe legea aceasta a consecințelor, dar există. Dar există și uneori, fiindcă uităm: Dumnezeu ne învață ce înseamnă viața fără Dumnezeu. Ne face să simțim Dumnezeu ce înseamnă viața fără El. Și asta face disciplinarea în viața lui Iona. Arată ce înseamnă ca Dumnezeu să se retragă, repet, nu total, ci să se retragă parțial din viața Lui. Apoi, în al patrulea rând, Disciplinarea restabilește în viața lui Iona și disciplinarea restabilește și în viața noastră tânjirea și dorul după Dumnezeu. Tânjirea și dorul după Dumnezeu. E foarte interesant. În capitolul 1 spune Scriptura de trei ori. Iona fugea de fața Domnului. Nu mai plăcea lui Iona. Și cum zice cineva? Mă, nu-i place de fața ta. Lui Iona nu mai plăcea de fața Domnului. Dar ce Dumnezeu e ăsta care vrea să-i mântuiască și prin nimeni. Nu știe Dumnezeu că din niște nenorociți care nu știu să o sebească stânga de dreapta. Nu știe că niște oameni violenți nu știe că sunt niște oameni ieșiți din minți. Doamne, niște nenorociți la propriu. Nu îmi place de fața Domnului. Fața Domnului era binevoitoare față de nimeni. Lui Iona nu îi plăcea de fața Domnului. Da? Dar. Vedeți ce miracol se întâmplă în trei zile. Da? I s-a făcut lui Iona amar de, de, Domnul și nu îi mai plăcea de Domnul. Și a uitat ce spune Scriptura. Versetul 7. Când întângea sufletul mine, cu păi cine stângește sufletul Iona? Că ultima dată erai așa de determinat și hotărât, ai făcut bagajele, ți-ai luat bilet și plecai la Tars. După cine stângește Iona? Mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Iarăși voi vedea templul tău cel sfânt? Serios? Păi tu vrei să te duci la tars. Iona, vreau să te duci la tați. Iona își pierduse la un moment dat. Și se întâmplă în viață să ne pierdem la un moment dat? Să ne pierdem cheful, dor după Dumnezeu. Uneori ne pierdem cheful după părtășia în adunare, da? Iona vrea să ajungă la templu. Dar din nou, cu trei zile în urmă, nu vrea să ducă la templu, vrea să se ducă la tars. Vrea să ducă în vacanță, Iona. Iona vrea o vacanță. Vreau să și ia puțin liber Vreau să mai spunem noi câteodată Noi am fost la adunare, am ascultat predice azi Suntem așa încărcați, obosiți Să ne relaxăm puțin Facem o chestie care nu știm neapărat dacă e pe placut Domnule, să ne relaxăm puțin Să ne relaxăm puțin, da? Să ne relaxăm puțin Dumnezeu îl disciplinează, Dumnezeu ne disciplinează Dumnezeu ne disciplinează Și începe să ni se facă Ce m-aș duce acum la adunare Ce aș asculta acum o predică și aș sta acum cu frații să cânt, și aș sta în părtășie, dar nu pot să mă duc. Și e necesar uneori Dumnezeu să ne ia părtășia aceasta, să ne ia prezența lui manifestată, ca să înțelegem cât de scumpă este. Uitați-vă, dacă vă uitați în piața religioasă a țării noastre, oamenii să plictisești de adunare, să duc duminică dimineață sau să duc duminică seară, depinde de zonă, nu știu, e o regulă nescrisă. Dar să duc la un serviciu. La al doilea serviciu din aceeași zi se înjumătățește. Fom, s-o gata. Oamenii s-o sătura de fața Domnului. S-o plictisit. Și fentează, scuză, fac tot felul de lucruri care să mai fenteze. Și ne poate aduce Dumnezeu la punctul în care se zice, Domnule, mă ajunge acum în fiecare zi la adunare. Facem în fiecare zi. Și ne trece Dumnezeu pe acolo ca să înțelegem ce este viața fără părtășia cu Dumnezeu. În al cincilea rând, disciplinarea viața lui noastră și în viața noastră descoperă puterea mântuirii lui Dumnezeu. Cu cât e mai adâncă groapa în care ne coboară Dumnezeu, cu atât apreciez mai mult lumina și libertate pe care ne-o dă Dumnezeu după aceea. Și de fapt nu-L cunoaștem pe Dumnezeu ca acela care ne scapă și care ne mântuiește și care ne izbăvește decât dacă avem într-o situație din care să ne scoată, da? Auziți, Iona descrie adâncimea în care s-a coborât la versetul 5, în versetul 6, în vreo 5 propoziții. M-a acoperit, m-a învăluit, s-a împletit, m-a împogorât, mă încuiau, da, coboară, 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 ca la urmă să proclame, dar tu mai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeu meu. Ca să-L cunoaștem și vedeți, prin disciplinare, într-un fel Dumnezeu să atinge de noi într-un sens negativ, dar în disciplinare Dumnezeu ni se descoperă pe sine. Asta face Dumnezeu. Își descoperă puterea Lui, își descoperă înțelepciunea Lui, își descoperă dragostea Lui, îndurarea Lui, harul Lui față de noi. Asta face Dumnezeu să descopere față de noi unde? În groapă. Că nu mai vezi lumina. Că nu mai simți pe Dumnezeu. Când te simți abandonat. Când te simți părăsit. Când simți că rugăciunea nu se ridică nici măcar până la tavan. Da? Când ai făcut lucruri care te-au separat de Dumnezeu. Care te-au separat de Dumnezeu. Dumnezeu te disciplinează, dar chiar și în disciplina aceea. Dumnezeu face unul dintre cele mai extraordinare lucruri. Dumnezeu se descopere pe sine. Sufletului care a fugit de el. Este un Dumnezeu extraordinar. Și Dumnezeu striga, strigă, striga, striga, striga strigă, strigă, strigă și încet, încet, încet o să simți prezența mea. Da? Nu face Dumnezeu așa. Apoi, în al șaselea rând, Dumnezeu, prin disciplinare, ne face să urâm idolii. Și ce concluzie trage Iona? Iona face, face, un proces aici rațional și zice el așa. Zice, am strigat către Dumnezeu, da, m-am rugat, m am adus aminte de Domnul, rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Și el zice așa. Domnule, dacă aș fi fost lipit de vreun idol din la deșert, dacă aș fi fost și eu unul din ăsta, cum au fost ăștia pe corabie și strigam la Dumnezeu Și ce s-a întâmplat, domnule? Și auzi ce spune. Cei ce se lipesc de idol de șerți, nu zice nimeni nu-i aude. Nu, așa zice. Zice, îndepărtează îndurarea de la ei. Și ce ne dăm seama când Dumnezeu ne disciplinează? Sau când trecem prin necazuri? Sau când ne merge greu? Ce e important și ce e esențial și cât de extraordinar este faptul că îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Dacă nu l-am fi avut. Și am avut în situația aceea limită, ce s-ar fi întâmplat cu noi? Ce s-ar fi întâmplat cu noi? Nu că am fi rămas așa. Zice Scriptura că am fi îndepărtat îndurarea de la noi. În disciplinare Dumnezeu ne face să urâm idolii din viața noastră. Idolul este tot ce îl înlocuiește pe Dumnezeu în viața noastră într-o situație sau alta. Idolul este tot ce ne... -ne ne micșorează dorința după Dumnezeu. Idolul este tot ce îl face pe Dumnezeu să vedem așa în blur, să nu mai vedem bine pe Dumnezeu. Idolul este tot ce face ca să nu mai vedem frumusețea lui Dumnezeu. Idolul este ceva care puțin, 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 puțin ne depărtează de Dumnezeu. Nu mult, nu deodată, dar ră este idol. Tot ce pune separarea între noi și Dumnezeu, puțin, nu mult, puțin, este un idol. În disciplinare Dumnezeu ne face să înțelegem cât de goi, cât de seci, cât de fără putere cât de, uh, cât de, neputincioși ar, sunt idolii în viața noastră. Idolii deșerți, lucrurile goale în care ne încredem. Întotdeauna, și ăsta este un lucru pe care îl învățăm în practică de cele mai multe ori, întotdeauna e ceva ce ne se poate întâmpla care e dincolo de puterile noastre. Totdeauna se poate întâmpla ceva care e dincolo de puterile noastre. Și te-ai încrezut în ceva care te poate scăpa și vezi că lucrul care crezi că te-ar fi putut scăpa, de fapt e neputincios, nu poate să te ajute la nimic ca în situația aia. Da? Este ceva care îi depășește. Doamne, dacă am o răceală, eu nu știu ce pastigle. ți se poate întâmpla ceva mai mult decât o răceală. Da? Dacă mi se întâmplă ceva în situația aia, am eu pe cineva undeva și-l sun. Da? Ți poate întâmpla ceva mai grav. Și să n-ai pe cine să mai suni. Întotdeauna în fiecare domeniu ni se poate întâmpla ceva mai mult. Și de multe ori ni se întâmplă ca Dumnezeu, Dumnezeu, uneori numai ca să prevină să ne prinde minima de vreun idol. Dumnezeu vede uneori înclinația noastră de a ne încrede spre, în ceva într-un loc cu material. Să face din ceva bun poate un idol. Dumnezeu vede inclinația noastră. O de deodată acolo. Ca Dumnezeu să te împiedice să-ți legi inima de acel idol. Că dacă îți legi inima de idolul ăla, spune Scriptura, îți îndepărtezi îndurarea de la tine. În al șaptelea rând, disciplinarea ne umple inima de mulțumire cum i-a umplut și Iona. Iona a frustrat-o, nemulțumit-o, bombănitorul, da? Iona a supărat cu planurile lui Dumnezeu. De fapt, nemulțumirea lui Iona e o invenție, pur și simplu. M-am stat și m-am gândit la Iona și m-am gândit ce paralel aș găsi în viața mea. Iona inventează o nemulțumire. Deci, practic, lui Iona nu-i se întâmplă nimic. Dumnezeu zice, bă, tu ești profet, tu predici, tu te și predică și ăștia o predică. Nu! De ce să mă duc eu să le predic la ăștia? Este o nemulțumire prostească, banală. La propriul lui Iona îi mergea viața bine, nu avea niciun fel de problemă. Dumnezeu îl trimite să predice o predică cum o mai predicat el alte predici o profețită alte profeții. Era mare lucru ce a cerut Dumnezeu. Nu era ceva personal care să-l fi deranjat. Dom'le, am eu o problemă. Nu! Pur și simplu, Iona inventează nemulțumirea. Inventează. Și vreau să vă gândiți, să faceți și dumneavoastră un proces așa de conștiință, dacă nu, de multe ori și noi inventăm nemulțumiri. Domnule, mi se pără, nu mai îmi place cum stau, auzi în adunări, a temiri. Ce poate să debiteze din capetele unor oameni? Pe ce lucruri s-au dezbinat și să bă, s-au bătut acolo. Pe ce banalități, pe ce proste. Aproape că nu-ți vine să crezi cu un om normal la cap. Nu pocăi. Un om normal la cap poate să, să aducă în discuție un asemenea lucru. La unul nu i-a plăcut așa, nu știu, o formă. Unul... Doamne, încep, inventează oamenii nemulțumiri. Și de multe ori intrăm așa într-un cer vicios al nemulțumirii și ne... suntem nemulțumiți de un lucru, suntem nemulțumiți de altul, suntem nemulțumiți și ce face Dumnezeu? Nu-ți convine? Ia asta în pântecile peștelui. Cum e în pântecile peștelui Iona? Cum te simți eu în pântecele peștului? Mă simt ca în locuința morților. Nu e mai bine afară. Mă simt la temerile munților. Mă simt, zice el aici, încuiat pe vecie. Pentru totdeauna. De aici nu mai ies. Salut, am încheiat-o. Îți le păda pentru totdeauna. Dinaintea ochilor tăi. Cum era eu afară? Și vedeți, Dumnezeu ne aduce într-o stare opusă stării în care am fost ca să facem diferența. Să putem face contrastul. Vezi cât de bine era înainte? Și așa îl vindecă Dumnezeu de nemulțumire. Ar fi frumos să stăm așa pe scaun și pur și simplu să gândim. Să gândim logic. E clar că mi-e bine. Ar trebui să fiu mulțumitor. Biblia spune să fiu mulțumitor cu ce avem. Ar trebui să fiu mulțumit în situația asta. Ar fi bine să ajungem la concluzia asta și convingerea asta să modifice și starea noastră emoțională. Și să zicem, doar cu adevărat sunt mulțumitor de starea, de locul în care Dumnezeu m-a pus. Slavă lui Dumnezeu! Ar fi bine să fie așa. Uneori însă nu e așa. Și nemulțumirea începe să erodeze sufletul nostru și să mănânce sufletul nostru, să nu ne mai putem ruga, să nu ne mai putem închina lui Dumnezeu, să nu mai putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că eu poruncă asta. Și atunci Dumnezeu, practic, face un contrast în viața noastră. Dintr-o stare de sus, ne duce într-o stare foarte jos, ca să faci diferența foarte mare care există între cele două stări. Asta face Dumnezeu cu Iona așa suntem noi ca Iona și Dumnezeu ne scutură câteodată, câteva zile, câteva săptămâni, câteva ani, câteva luni de zile, nu știm, ca Dumnezeu să producă în inima noastră mulțumire. Mulțumire. Iarăși, dacă ați asculta în unele adunări, orele de rugăciune, să vedeți cât de puțină mulțumire lui. Imediat, mulțumesc, așa, te gândești. Bă, prin ce să mai mulțumesc lui Dumnezeu? Am lista aia lungă de rugăciune în care am de cerul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost Dumnezeu în tonomad din anul Mabai, fi să-ți scadă bucuria și binecuvântarea. A, leu ce bine ar fi fost! Ce să că am atâtea necazuri și atâtea probleme. Da? Și Dumnezeu te aduce într-o stare de asta să faci contrastul care trebuie și să apreciezi, și în inima ta să se nască mulțumirea. De asta disciplinarea e pozitivă. În penultimul rând, în al optulea rând. Prin disciplinare Dumnezeu ne dă forță pentru o viață nouă. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați simțit vreodată într-o asemenea stare sufletească că parcă nu mai puteți să luptați. Nu știu, v-ați simțit vreodată. Domne, parcă e prea grea lupta cu păcatul. Parcă e prea grea lupta cu duhurile rele care ne ispitesc. Parcă e prea grea lupta asta cu sistemul lumesc care ne prezintă plăcerile lumii așa de bine cosmetizate. E prea greu. E greu, domne. Era greu să se ducă la Ninive, nu? Era greu. Eu nu zic că nu fi fost aspecte care l-ar fi făcut pe Iona să se simte inconfortabil. Eu nu zic că nu fi fost. M-aș putea gândi la câteva. Nu zic că nu fi fost. O fi fost. Nu zic că nu. Și parcă Iona nu mai avea forță. Dar avea forță să ducă la tars. Avea forță să ducă la tars. Avea. Dar să se ducă în alt nivel avea. E, vedeți că Iona când iasă din pântecele peștelui, Iona e plin de putere. Vă vine să credeți. Ce perfuzie a fi fă făcut domnul Iona în pântecele peștului? Nu știu, dar are o forță extraordinară. Auziți, cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Asta e a doua șansă, nu? Aleluia! Scoală te du-te la Ninive, citatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a scurat și s-a dus la Ninive. Domnule, extraordinar! Ioana are putere, are forță, zice, da, sigur, doamne, cum să nu mă duc? Sigur, niciun fel de problemă. Cât îți mă duc aici până la nivel vestesc cu uh, uh, lucrurile astea pe care mi le vei da tu? Niciun fel de problemă. Nu mai avea forță. Și ajunge la moment în viața noastră când ne simțim apăsați, când este greu fraselor și surorilor. Nu e greu să ne rugăm. Să te pui seara lângă pat, să te pui în genunchi, să te rogi 10, 15, 20 minute. Pau, leu, de muncă, greu -i. Greu, -i. Doamne, cum o fi trăit ăștia în biserica primară? Lăsă l-a -a fost ușor, domnule, cu capetele în, în gurile fiarelor. Lăsă le fi fost ușor că s-o fi dus în arenele romane și cântau și se rugau. Lăsă l fi fost ușor. Ce mare lucru era să ducă prin noroi, să ducă zeci de kilometri, poate într-o catacombă să închine lui Dumnezeu. La el a fost ușor. Nu nouă. nouă nu e greu, domnule. Greu să facem. Greu. Și Dumnezeu ne trece, ne disciplinează ca Dumnezeu să ne facă să să ne aducă la punctul în care să înțelegem că avem deja suficientă putere să trăim viața care ne cere Dumnezeu să o trăim. Avem deja suficientă putere. Este doar un sentiment pe care îl trăim uneori că nu mai putem, dar avem puterea care ne trebuie pentru lucrurile acestea. Să știți că o avem. Cu adevărat o avem. Ne trece Dumnezeu și ne disciplinează Dumnezeu pentru ca să vedem că avem suficientă putere de la El pentru sfințenie și întotdeauna suntem într-o poziție mai bună în afara acestei situații, în afara acestei discipline. Și în final, Iona clarifică, Iona își clarifică și Dumnezeu îi clarifică lui Iona și îl învață pe Iona o doctrină fundamentală de care Iona are nevoie când se duce la Ninive. Iona, într-un fel, crede, dacă nu mă duc la Ninive, de deci hai să înțelegem, Iona nu vrea ca Ninivenii să pocăiască, clar? Nu vrea ca Ninivenii să pocăiască. De ce nu vrea, discutăm altă dată, dar nu vrea. Și Iona zice, dacă eu nu mă duc la Ninive, să împlinește dorința mea. Greșit. A uitați care e concluzia care o trage Iona. Deci Iona crede că mântuirea depinde într-o care măsură și de el. Auzi ce concluzie trage Iona. Iona zice așa. Ultima propoziție pe care o spune Iona în psalmul lui. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul nu a avut nevoie de nimeni să-l scoată pe Iona din cel mai adânc loc în care se putea duce o persoană vreodată. De nimeni nu a avut nevoie. Dumnezeu controla peștele, Dumnezeu controla furtuna, Dumnezeu controlează natura, Dumnezeu trezește pe Iona. Iona ești într-o iluzie. Iona ești într-o iluzie totală. Și acum vorbim despre aspectul acesta fizic, da? În Sfânta Scriptură găseți uh, descrisă scăparea, izbăvirea, eliberarea lui Dumnezeu cu termenul, descrisă cu termenul acesta mântuire. Credința ta te-a mântuit sau te-a vindecat, că este vorba de vindecare în foarte multe situații, da? sau psalmiștii vorbesc despre situații fizice, necazuri în care au fost, ce zic că Dumnezeu i-a mântuit. Mântuirea, cuvântul mântuire este folosit atât pentru aspecte spirituale, cât și pentru aspecte fizice. Pentru aspecte spirituale este folosită la începutul întoarce, vieții noastre cu Dumnezeu, întoarcerea Dumnezeu, convertirea, nașterea din nou. Este folosită cu privire la procesul mântuirii care durează o viață întreagă. Este folosită cu privire la faza finală. Deci termenul mântuire este folosit pentru mai multe situații. Dumnezeu îi clarifică lui Iona că el este singurul mântuitor. El este singurul mântuitor. Mântuirea vine de la Domnul. Acum, lucrul acesta se aplică în două privințe. Și în privința mântuirii sufletului nostru și în privința necazurilor prin care trecem. Mântuirea vine de la Domnul totdeauna, să știți, totdeauna. Faptul că Dumnezeu folosește cauze secundare pentru a ne mântui dintr-o situație, vorbesc fizic acum, da? Asta nu înseamnă că mântuirea nu vine de la Domnul. Dumnezeu s-a folosit de pește, dar tot mântuirea vine de la Domnul. Dumnezeu a controlat peștele. Faptul că eu reușesc să trec de o situație, să trec de un anumit prag de care n-am putut să trec, asta înseamnă că Dumnezeu mi-a facilitat lucrul acela. Dumnezeu se folosește de cauze secundare, da? Dar, mântuirea vine de la Domnul, este și o premiză, o axiomă spirituală. Indiscutabilă pentru mine. Dacă veți citi cartea Apocalipsa și vândem îndemn să faceți lucrul acesta, chiar dacă o să vă prindeți urechile la un moment dat pe acolo, nu e nicio problemă. Dacă citiți cartea Apocalipsa, veți vedea că în cerul se proclamă un lucru, același lucru pe care l-a proclamat-o. Mântuirea este a Domnului Dumnezeului nostru și a mielului. Asta se Dumnezeu este cel care realizează mântuirea. Acum, bineînțeles, este discuția aceasta. e mântuie Dumnezeu El singur? Ne mântuie El propriu Sau și noi trebuie să sigur că și noi trebuie să. Noi trebuie să credem și să ne pocăim. Da, sunt darurile lui Dumnezeu, da? Deci, în ultima instanță, mântuirea vine de la Domnul. Cu siguranță, unii învață lucrul acesta foarte dureros. E foarte ușor să zici, nu, doamne, nu, omul trebuie să decidă, voința omului, nu, omul la cârma destinului lui. Am ascultat asta o predică, mă plictiseam, am ascultat o predică. Zice așa, Dumnezeu ți-a dat capacitatea să fii la cârma destinului tău. Ba, ce bine sună, da? Știi până când, până când ai un copil care nu se pocăiește și l-ai adus la adunare și te ruga pentru el. Și el a să a El nu s-a Tu a avut aceiași părinți. Au avut aceeași învățătură. O merg la aceeași adunare. Și îți dai seama, după rugăciuni, după rugăciuni, după rugăciuni, ce o să spui față de copilul tău? M asta e. O refuza mântuirea să ducă în ea. Dar asta o să spui. Sau o să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mântuie el. Cum ar fi Dumnezeu să-ți răspundă conform teologiei tale? Cum să-l mântui? Că i-am dat voință I-am dat o șansă. Dacă el nu vrea, ce să fac eu? Eu nu pot să-i violentez voința liberă, nu pot să-i calc viața în picioare. Eu am făcut oferta. I-am făcut 18 ani, când timpul a fost în adunare, până să duc la facultate, I am făcut oferta mântuirii. El nu a vrut. Eu nu mai pot să fac nimic. Eu aș face, dar nu pot. M-am limitat pe mine însumi ca să nu intervin în viața lui. Asta e. N-am ce să fac. Andrei, te-am ascultat, dar asta nu este o rugăciune după voia mea. Nu te pot asculta. Nu mai am ce să fac. Cum ar fi ca părinte să auzi pe Dumnezeu vorbind așa? Nu este Dumnezeu în care eu m-am crezut. Ascultați-mă, nu este Dumnezeu în care eu m-am crezut. Eu cred că dacă fiul meu ar fi plecat la capătul lumii și ar fi făcut cel mai mari nenorociri care s-ar putea face vreodată, speranța mea este în Dumnezeu. Și o să fac de o milion de ori rugăciunea dacă trebuie. Și cred că Dumnezeu va interveni. Eu nu mă bazez pe un Dumnezeu, a, respect libera ta voință, nu mă ajută la nimic aia. Eu cred și mă bazez pe această învățătură și această concluzie pe care o trage eu. Mântuirea vine de la Domnul. Amin? Aleluia! Asta este singura noastră speranță în evangelizare. Când vezi un încăpățat și spui o zi, două, trei, patru, cinci, domnule, au făcut păcatul cu voia de milion de ori. Nu o odată. Ăla au refuzat, o călcat în picioare Evanghelia de 100 de ori. Ce faci? Nu te mai rogi? Nu mai spui nimica? Nu mai faci nimica? Asta e, au refuzat. Asta e. Nici vorbă. Te bazezi în ultima instanță, să știi, spunea cineva, pe genunchi toți suntem calviniști. Pe genunchi nu mai facem discuții spre genunchi, apelăm la Dumnezeu, la intervenția lui Dumnezeu, ne încredem în înțelepciunea lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu poate să miște cerul și pământul, poate să creeze Dumnezeu niște circunstanțe, despică Dumnezeu orice inimă de piatră. Mai e Dumnezeu orice ființă umană. Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta. Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta. Și este o învățătură pe care Iona o primește și de fapt pe care o vedem în toată cartea Iona. Mântuirea vine de la Domnul. Mântuirea vine de la Domnul și cu corăbierii. Mântuirea vine de la Domnul și cu Iona. Mântuirea a venit de la Domnul și cu Niniveni. Mântuirea vine de la Domnul. Aceasta este speranța noastră. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin.